starea de spirit din partid acum? Care sunt cifrele? Nu pot să dau cifre, dar e bine. E bine. Continuăm ce am început. Reclădim și construim. Cu drag, cu drag. Avem de absorbit în viteză acești bani și nu avem timp pentru experimente. Nu ne permitem. Avem o uriașă oportunitate de dezvoltare și de bunăstare. Mereul are o relație corectă, deja funcțională cu mine ca primar al Bucureștiului. Și în momentul ăsta, partidul care este cel mai bun de varianta cea mai bună pentru România astăzi. PNL are cea mai bună variantă de prim-ministru, cu Ludovic Orban, o persoană pe care am cunoscut-o în aceste luni. Și pot să spun despre el că e o persoană de încredere, o persoană care ține cuvântul, o persoană care e loială oamenilor. Iată rezultatul. PSD 30,5%, primul loc. PNL 29%, USR Plus 15,9%, UDMR 5,7%, AUR, asta e surpriza despre care vorbeau colegii mei, 5,2%. Rezultat mai bun sau un rezultat mai prost? Ce era mai... Bună seara! Ce vedem la televizor sunt rezultatele unui exit poll sau unor sondaje de opinie. Partidul Național Liberal consideră că este câștigătorul acestor alegeri. Atât câștigătorul moral, cât și câștigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor.